Deci, vila asta costă 4 milioane de pounds egipteni. E foarte frumoasă. Yeah. Asta e poarta dublă de intrare la demisol. Unde? Ai ceva, mă rog, ca o curticică. O intrare bună de terasă. Și intrarea cu ea, basementul, care e format dintr-o sufragerie mare. Tavanul este încă în beton. Nu este extrem de luminos, dar nu sunt deschise toate ferestrele și toate obloanele. Asta e bucătăria. Undeva pe o treaptă se urcă. Masa e deja aici, super arată. Bucătăria este extraordinar de mișto cu lemn. Mă rog, ce mă uitam eu să fac pe acasă prin România. Fine. Inclusiv perdeaua asta. Ok. Acolo s-a făcut o partiție cu, mă rog, carton și s-a separat spațiul ăsta unde este un mic culoar și se ajunge într-un eventual dormitor care este foarte mare. Asta e intrarea la etaj, la ground floor. Intrarea sus și grădina. Care e mare. Astea sunt obloanele de la ground, de la basement. A, și grătar, curte cu de toate, o pergolă din paie, o altă ieșire în spate, spre aeroport, spre șosea, curtea, balconul de la etajul 1, de la un dormitor. Aha, și curtea comunică, cred că până în spate, unde se vede o... Dacă nu m-ar mânca o muscă, ar fi perfect. Da, deci casa are basement, ground floor, first floor, second floor. Și o garsonieră la roof. Foarte fain. Foarte frumos împărțită. A fost patron aici, o nemțoaică și un egiptean. Aici te duci la etaj, la cum ar veni ground floor. Afară sunt niște canapele. Asta e ce se vede de la intrare. Asta e intrarea în apartament. Nu se poate pe aici deocamdată. Scări interioare. La etaj, deci cum ar veni apartamentul de la ground floor. Se mai urcă în sus. Deci asta este etajul 1 care are sufrageria cu ferestre. Foarte originală casa. Aici ar fi fain un loc în care să pui pământ și să pui flori care cresc, că lumina este destulă. Asta este intrarea înspre dining area și bucătărie. Bucătăria care e foarte bine împărțită, nemțește împărțită, așa, foarte fain făcută. Ok. Asta e intrarea. Un dormitor. Cu tapet așa, mă rog, foarte fain. Un alt dormitor. Și ăsta foarte fain, suficient de mare. Baia.
care arată așa. Nu erau deloc, ce se vede. Mă rog. Și etajul următor. Deci, se merge pe scări sus, unde găsim un alt apartament, aceeași mărime, dar altfel structurat, altfel împărțit. Ușa e foarte mișto. Totul e marmură pe jos. Asta este bucătăria, cum intri pe dreapta, cum ziceam, altfel făcut. Acolo este ușa dublă de ieșit pe un balconaj semirotund. Asta este sufrageria, foarte ingenios, cu peretele de sticlă. Aici intri ori într-un viitor dormitor extrem de mare, dar eu aș face o altă sufragerie pentru că are un mic balconaș aici, are acces. E o terasică chiar faină. Și de aici intri pe un coridor, ajungi în baie. În baie ai o oglindă cât peretele, foarte fain făcută, cu mobilă, cu tot. Acolo este un, așa, un duș, o cadă, mă rog, încălzitoare. Ieși, intri într-un alt dormitor cu un mini balconaș, foarte bun ca spațiu, nici mare, nici mic. Balconașul care îl vezi dă spre aeroport și becurile, mă rog, becuri, auzi, și lumina vine dinspre zona aeroportului, adică se vede muntele. Ăsta are un built-in wardrobe foarte bun. Așa. Și după aia mergem sus la ultimul etaj, cum ar veni. Practic este, ia uite aici, aha, și acum mi-am dat seama ce am văzut jos în curte la un moment dat. Uite, și scara e foarte fain făcută din lemn, chiar dacă mă plimb un pic aiuristic. Asta e terasa de pe casă, așa, cu ce se vede pe la vecini. Zona e foarte liniștită, doar cu vile. Așa, de aici, dacă vrei, te urci și sus pe acoperiș. Și când intrăm din holișorul ăsta, da, intr-o mini garsonieră, vorba bine. Asta este bucătăria. De aici, de la etaj. Nu vreau să filmez, să pară în așa fel, să pară mai mare decât este. Ieși într-un balconaș de la bucătărie afară. Asta este sufrageria, unde și are o ușă pe care o poți deschide. Tavanul este făcut din lemn, miroase înnebunitor, așa. Aici este baia, care tot așa are un mic balconaș, duș, perfect, suficient, nimic mai mult, și un dormitor. Asta e mansarda, cum ar veni, tot așa cu lemn, superb. Acolo tot așa e un mini balconaș. Și înapoi pe scări jos. Deci cred că ei aveau un plan pe chestia asta, pe cupola asta de sus, să pună un profil de lemn pe care l-am văzut jos în curte. Etajul. Mergem jos. Vin. Da, da. Ground floor. Foarte fain. Și ieșirea afară, prin basement. Casa e foarte bine împărțită. Pereții sunt foarte frumos decorați cu piatra aparentă de râu. Super. Și aici încă un spațiu în care poți să faci o cameră, eventual. Ce vrei. Este foarte frumos și foarte ca lumea împărțit. Ștefan stă ca o floare.